cunosc oamenii în următoarea situație. Dacă nu ați apucat încă să cumpărați toate cadourile pentru cei dragi, sunteți la locul potrivit. Avem câteva idei interesante. Bine ai venit, Cristina Vâtlan. M-am emoționat un pic pentru că am lângă mine un antreprenor de succes, ceea ce mi-am dorit dintotdeauna să fiu, ceea ce probabil nu o să fiu niciodată, dar poate să ia așa. Bun, Cristina, luna decembrie este o nebunie de la un capăt la altul. Multe drumuri, du-te, întoarce-te, mai ales pentru un antreprenor ca tine. Voiam să te întrebăm, în primul rând, ce ai făcut în ultima vreme? În luna decembrie, luna decembrie e o lună cât un an aproape, pentru că toate proiectele au un deadline, așa, toată lumea se trezește că are nevoie să lanseze ceva în luna decembrie. Însă proiectele serioase nu încep în decembrie, ele încep cu mult timp înainte și avem nevoie de o perioadă de producție, de, nu știu, brainstorming, de testare, ca să vedem dacă produsele pe care le creăm sunt într-adevăr eficiente și își fac treaba, au o utilitate practică. Sunt multe, multe lucruri pe care le gândim înainte ca produsele să ajungă pe rafturile magazinelor. Însă, în decembrie, pentru noi e cea mai importantă lansare, pentru că am lansat o colecție care se numește Flip the Rules of Design, adică Flip the Design Rules. Întoarcem regulile designului, transformăm o geantă mare într-o miniatură, care e super, super eficientă și utilă, pentru că vorbim despre tehnologie. Trăim în secolul vitezei și tehnologia pentru noi face parte din viață. Înțeleg că îmbinăm cumva cu această colecție moda cu tehnologia. Exact. Cum facem asta? Am ales împreună cu un lider de tehnologie, am ales să facem împreună niște genți care sunt foarte în trend. Și dacă vorbim de secolul vitezei, eficienței, sustenabilității, ne gândim la consumul cel mai mic de materiale, pentru că, na, suntem în criză toți, da? Consumăm puțin. Vorbim despre materiale super rezistente, biodegradabile, care sunt prietenoase cu mediul. Și vorbim despre o colecție care este foarte, foarte eficientă. Adică, ai o geantă, da? Uite-o cât de mică e și... Mini-geantă. E o bijuterie, da? Da. Ea se poate purta în multe feluri, adică se detașează acest mâner. În plus, îi putem atașa un mâner. Și avem deja o geantă care are un stil, să spun, avantgardist. Apoi îi aplicăm o altă curea, care este de data asta boho chic. Asta e de festival, așa. Asta îmi place mie, eu sunt boho. Eu sunt pe stilul boho și mie îmi place asta. Și atunci, aici avem și influență românească, avem... Kinga românească, de inspirație românească, transformată într-un produs super avantgardist. Și uite-l cum avem trei genți într-una singură. Asta înseamnă eficiență, după care sustenabil, adică produs în România. De oamenii noștri, am lucrat 3-4 luni la acest proiect și mi se pare că atunci când spunem sustenabil, trebuie să ne gândim la ceva care e apropiat de noi. Fără transport, fără tot felul de costuri inutile. Și pentru oameni. Aș mai adăuga un cuvânt foarte important aici, funcționalitate. Cum se traduce funcționalitatea în această colecție? Păi uite, geanta asta, pe lângă faptul că are și buzunare de carduri, îți încape chiar și o mică pudrieră, dacă te chinuiești, uite-te ce încape. Un telefon care e mic, super util, are o grămadă de funcționalități. Și cea mai importantă pentru noi este că se încarcă direct. Asta e un twist interesant. Asta e nivelul următor, ca să zic așa. Deci putem să încărcăm pe aici. Foarte tare. Și aici avem căștile, la fel. Așa, e gentuță pentru căști. Și pleci cu gentuța de căști, ai bazurile aici, așa se numesc căștile. Cât de cool. Interesant. Foarte drăguț. Interesante, foarte interesante. Deci n-ai cum să-ți mai uiți căștile acasă, n-ai cum să-ți uiți geanta acasă, pentru că îți încarci device-ul direct prin geantă. Ia zi, Lili, că tu amatoare de geantuțe. Îți place? Amatoare de geantuțe. Da, îmi place foarte mult și pot să o atașez și la geanta mare de mamă, ca să zic așa, da? Deci e un accesoriu foarte frumos. Și asta e o idee foarte bună, clar, de cadou. Da, nu? De cadou. Acum, cred că deci, nu dai greș de Crăciun cu așa siguranță. Ceva. Eu notez. Cu siguranță nu vom da greș cu Lili, genul ăsta de cadou. Lili, care e culoarea ta favorită?
Aș zice că negru, dar îmi place anului. Foarte mult mov, da. Asta ai întrebat culoarea 2023? Exact, te-ai prins, bravo, e culoarea anului. Și uite, da, la fel, vezi? Deci de aici am pornit. A fost prima culoare la care ne-am gândit și cu care am început colecția. Absolut superbă. Mulțumim, mulțumim Cristina. Tare mult, Cristina. Da, și ne inspir ca de fiecare dată. Poate pornește și motorașul ăsta de antreprenor de aici, din creierul meu. Mulțumim. Mai mulțumesc mult, vă mulțumesc și eu. Sărbători fericite, mulțumim.